Salutare și bine v-am găsit! Dogu Beyazit este un oraș din provincia Agri din Turcia, aproape de granița cu Iranul. Altitudinea sa este de 1625 metri. Este sediul districtului Dogu Beyazit. Populația sa era în anul 2021 de aproximativ 80.000 locuitori. Cunoscut și sub numele de Curdava, orașul a fost capitala autoproclamatei Republici Ararat, un stat curd independent centrat în provincia Agri. Dogu Beyazit este cel mai estic district al Turciei, la granița cu Iranul și aproape de muntele Ararat. Orașul se află pe o câmpie și este înconjurat de cei mai înalți munți din Turcia, inclusiv muntele Ararat, care se înalță maestos. Zona are o istorie bogată și monumente care datează din regatul Urartu, 2700 înainte de Hristos. Înainte de Republica Turcă, orașul a fost o fortăreață armeană și era cunoscut sub numele armean Daroyin. Anterior, a fost cucerit de perși, romani, arabi și bizantini care au folosit câmpia pentru a se odihni înainte de a trece prin munți. Turcii au sosit pentru prima dată în 1064, urmați de mongoli. După cucerirea sa de către otomani în 1514, orașul a fost condus de generali turci, inclusiv de Ishak Pasha, care a construit palatul ce îi poartă numele. Orașul a cunoscut lupte în războiul otoman-rus, a fost atacat de ruși în 1856 și a fost cucerit de ruși în 1877-1878. Ulterior, a fost devastat în timpul războiului de independență al Turciei. Cea mai mare parte a populației armene a plecat pentru a construi un nou Beyazit la lacul Sevan. Acesta a fost ocupat de curzi în 1930 și distrus în timpul luptelor cu turcii. Un nou oraș a fost construit pe câmpia de sub vechiul sit în anii 1930 și a primit numele modificat de Dogu Beyazit, care înseamnă Beyazit de Est. Dogu Beyazit este cea mai estică oprire din turul Turciei de Est. Clima de pe câmpie este caldă și uscată vara, rece și oarecum înzăpezită iarna, fiind clasificată ca o climă semi-aridă rece. Palatul Ishak Pasha este situat la aproximativ 5 km sud de oraș. Construit de Ishak Pasha, palatul se află pe un deal cu vedere la câmpie. Priveliștea asupra câmpiilor din jur este de-a dreptul uluitoare. În 2000, palatul a fost adăugat la lista UNESCO a siturilor din patrimoniul mondial.